depinde la un nou proces cu jandarmeria, dragii mei, că asta e, mi-a ocupat absolut tot timpul. Un proces inedit, oarecum absurd, și despre asta vreau să vă vorbesc, pentru că este procesul în care am fost amendat pentru conținutul unei melodii, fără ca eu să știu foarte clar pentru care dintre melodiile care au fost ascultate la acel protest m-a amendat jandarmeria. De ce? Pentru că procesul verbal al jandarmeriei este destul de neclar. Scrie foarte urât jandarmul. Pur și simplu este imposibil, mi-a fost imposibil din ce a scris jandarmul să identific clar melodia. Sigur, am făcut presupuneri. În al doilea rând, pentru că jandarmeria mă amendează pe un raport întocmit de un agent în care el spune, domne, a pus o melodie în care erau cuvinte obscene, fără să identifice clar melodia, titlul melodiei, autorul, la ce minut al protestului, ca să știu cum să mă apăr în instanță, mă înțelegeți? Deci cumva a trebuit să mă apăr în orb. Și trei, înregistrările video pe care jandarmeria le-a depus la instanță mie nu mi-au fost comunicate. Ei niciodată nu respectă această obligativitate și niciodată instanța nu le dă peste bot pentru chestia asta. Eu am depus odată din greșeală un singur compact disc, n-am depus două, adică unul pentru mine și unul pentru jandarmerie, că eu depun tot timpul, tot ce înregistrez depun la instanță. Și am primit hârtie de la instanță imediat, domne, îi se pune în vedere ca în termen de să prezinte copie pentru jandarmerie, dacă nu, îi se anulează și îi se respinge. Niciodată jandarmeriei nu îi se pune în vedere acest lucru. Deci eu întotdeauna ajung la proces, sunt în situația să mă pun să mă apăr fără să văd ce probe are jandarmeria împotriva mea, înțelegeți? Și să mă milogez de judecător, vă rog frumos, îmi dați mie acces, hai să ne uităm în sală. Ne-am uitat astăzi în sală la probele video. Este absolut halucinant, oameni buni. V-am mai spus de mai multe ori și am tot arătat treaba asta în înregistrările video pe care eu le fac, tocmai pentru că unul dintre scopurile pe care le urmăresc este să documentez video pentru posteritate acest modus operandi abuziv al jandarmeriei. Și de asta, când îi văd pe teren, eu scot în evidență acest aspect, și anume cu câți operatori filmează jandarmeria și cum filmează jandarmeria non-stop. Deci ei filmează ca la nuntă, la un protest, filmează cu 2-3 camere, dacă protestul ține 3 ore, ei filmează cu 3 camere, da? Și au 9 ore de înregistrări video, dar capul al fine. Dar ei niciodată nu duc în fața judecătorilor măcar una dintre înregistrări complete. Duc frânturi, bucăți, tocmai pentru a induce în eroare instanța. Mai mult decât atât, am sesizat și astăzi instanțe și sesizez tuturor instanțelor, acele frânturi nu au niciun fel de time code pe ele și de oră. Deci n-ai nicio certitudine că ceea ce scrie el, că m-a amendat pe mine pentru o melodie, fără să spună clar melodia, că înregistrarea video arată acea melodie și nu arată altă melodie. Deci este absolut haotic, oameni buni. Este ca și cum un agent de poliție rutieră, că sunt la volan, ar vedea mașina mea că a trecut pe roșu, după care m-ar filma în altă zi pe mine cum conduc mașina și s-ar duce la instanță și ar zice, domne, i-am luat permisul. De ce? Păi mașina lui a trecut pe roșu, uitați că eu acum două zile l-am filmat conducând mașina și ca atare trebuie să-i luăm permisul. Așa a fost și în cazul de față, m-au amendat pentru o melodie pusă în boxă la Parlament. Nu știu exact pentru care dintre melodii. Una pusă de mine, una pusă de altcineva. Deci n-am știut foarte clar și azi la instanță n-am văzut probele video cu melodia în sine ca să știu pe ce mă apăr. M-am apărat presupunând din minte ce melodii au fost puse atunci, care sunt ale mele. Eu nu am pus melodii cu cuvinte obscene, din câte mi-aduc aminte, și altele care poate conțineau cuvinte obscene, și m-am chinuit să fac o apărare în fața instanței. Ceea ce vă dați seama că este absurd, dragii mei. Am explicat instanței și că, dincolo de faptul că nu pot să amendez pe cineva, vă repet, fără să faci o verificare, jandarmeria putea să mă amendeze pe mine, deși cum să amendez pe cineva pentru o melodie care conține un cuvânt obscen la un protest legal notificat, da? Că e Puie MSD sau e altă melodie, bănuiesc că pentru aia lui Puia, Portret de politician, mi-am adus aminte titlul, unde el folosește într-adevăr un cuvânt obscen la un moment dat, bănuiesc că pentru aia m-au amendat. Dar articolul de lege în baza căruia m-au amendat, oameni buni, ca să vedeți cât de absurd sunt,
prevede că se sancționează persoana care, deci persoana care proferează cuvinte obscene. Deci nu persoana care ascultă o melodie cu cuvinte obscene. Că dacă ar fi așa, ar însemna că jandarmeria poate să ne amendeze și în mașină dacă ascultăm pui MSD, nu? Te așteaptă jandarmul când te dai jos din mașină și îți dă amendă că asculți melodia aia. Deci legea aceea, acel articol de lege, ca să înțelegeți oameni buni, este gândit și făcut pentru oamenii care, nu știu, este un umor de beat și începe să umble pe stradă, să înjure lumea pe stradă, trecătorii. Și oamenii pe bună dreptate revoltați cheamă, sună la 112, domne, este unul care înjură pe stradă și nu putem, trecem cu copii, nu pot să merg copilul în parc, nu? Și l-amendează. Dar cum să dai amendă pentru o melodie pusă la un protest legal notificat, oameni buni? Ok, să zicem că melodia conține un cuvânt obscen. Dar pot fi, nu? Pe principiul ăsta înseamnă că nicio trupă rap din România nu mai poate să țină niciun concert. Pentru că jandarmeria vine și amendează solistul. Da. Dar amendează solistul, pe cel care a proferat cuvinte obscene. Ce face? L-amendează și pe cel care pune o melodie într-o box? Adică e o chestiune destul de complicată a jandarmeriei și o amendă clar abuzivă, cu atât mai mult cu cât, hai să zicem că poate ar fi fost justificată, oameni buni, dacă era o melodie plină cu cuvinte obscene de la un capăt la altul și să zicem că eu o puneam și trecătorii se revoltau și jandarmeria spunea să nu mai pun și eu o puneam din nou și așa și așa, atunci poate că ar fi avut o logică. Da, domne, a insistat să se audă cuvinte obscene și atunci l-am amendat. Dar melodiile, cele două melodii care au fost puse acolo, fiecare conținea câte un singur cuvânt, au fost puse o singură dată și este foarte posibil ca nimeni să nu fi sesizat acele cuvinte obscene, înțelegeți? Adică nu se întrunesc multe elemente dincolo de situația asta inedită, oameni buni, că legea spune că se amendează persoana care adresează injurii, deci persoana care adresează injurii. Deci trebuie tu să adresezi cu gura ta injurii. Nu faptul că asculți o melodie te amendează ca și cum tu ai înjurat. Păi nu e același lucru, oameni buni. Și treaba este că ceea ce legea nu prevede, legea permite. Ceea ce nu pedepsește, permite. Ok, dacă legea nu pedepsește gestul de a asculta o melodie cu cuvinte obscene, nu poți să mă amendezi pe baza articolului care mă pedepsește dacă eu folosesc cuvinte obscene. Înțelegeți absurdul situației? Situația este cu atât mai absurdă cu cât procesul verbal este scris absolut execrabil, cu picioarele l-au scris, se și vede prost, pur și simplu nu poți să-ți dai seama din procesul verbal care e melodia ca să înțeleg și eu pentru ce m-au sancționat și în raportul de activitate pe care el l-au făcut, de singura lor probă, din ce am văzut eu azi în instanță, pentru că nici măcar n-am văzut, ne-am uitat pe fișierele video la instanță aduse de jandarmerie, și nu se vede vreo melodie, adică se vede numai melodia România trezește-te a trupei moromeții, care nu conține niciun fel de cuvânt vulgar și obscen. Deci nu știu pentru ce melodie m-au amendat ăștia. Și a trebuit să presupun că noi am mai pus la Parlament, acolo s-a mai auzit melodia cu Don Jandarm, Hai Sugio, care asta nu poate să fie jignire cu vite obscene, da? Că poți să sugi o acadea, poți să sugi o înghețată, poți să sugi vitamina C dacă ești jandarm și ești răcit, sugi vitamina C ca să-ți treacă gâtul, adică e absurd să mă amendezi pentru o asemenea expresie, ca și cum îl amendezi pe un umor de beat care merge 3 km pe un trotuar și înjură pe toată lumea. Pentru aia e făcută amenda asta, oameni buni. Pentru aia este făcută. Deci nici nu știu melodia, presupun că e asta, presupun că o fi alta, puia, deci m-a întrebat judecătoarea ce melodie, zic, nu știu, doamna judecătoare, să vă spun. Presupun, zic că e puia, nu știu. După aceea, vorbind cu Nelu Coman, care a fost martor, mi-a zis, zice, bă, Moline, dar parcă pentru aia la altă te-au amendat cu Don Jandarm. N-am știut, pentru că la instanță nu mi-am dat seama din procesul verbal, nu mi-am dat seama din întâmpinarea depusă de ei. Și probele video în instanță pe care mie jandarmeria nu mi le-a trimis și la care ne-am uitat în instanță cu judecătoarea nu conțineau nicio melodie cu cuvânt obscen. Vă spun aceste lucruri, dragii mei, ca să înțelegeți în ce Kafka putem să trăim. Adică, și-am explicat instanții și a spus și Nelu Coman, domne, noi suntem, a zis Nelu, eu am notificat mai multe proteste.
Jandarmeria tot timpul amendează pe Mălin Bot. Că e notificat de mine, că e notificat de altcineva, că nu e notificat, că e spontan, jandarmeria îl amendează pe Mălin Bot. Că Mălin Bot trebuie amendat, că așa au ei ordin, probabil. Amendați-l, nu contează motivul, găsiți un motiv. Dacă nu spune el cuvinte obscene, s-a auzit o melodie. Hopa, hai să-l amendăm pentru asta. Am explicat instanțe că pot să aduc boxa să vadă că prin Bluetooth nu-i Bluetooth parolat. Deci oricine se poate conecta. De altfel, dacă țineți minte, când am fost la Pitești, la marșul civic, cineva a și intrat și mi-a pus o manea în timp ce vorbeam peste mine. Deci jandarmeria, fără să fac un minim de verificări, m-a amendat pe mine. Eu fiind în situația să fiu amendat, inclusiv pentru o melodie, oameni buni. Deci este absolut, absolut absurd. V-am povestit aceste lucruri ca să înțelegeți cu ce mă pot confrunta, dragii mei. Ați văzut, dincolo de amenzi la Înalta Curte de Casație și Justiție, și ați văzut și la Târgoviște, că nu e vorba numai de amenzi, este vorba că și fizic mie mi se interzice să mă mișc în voie ca jurnalist, să documentez lucrurile astea care țin de proteste, de Dragnea, de oamenii pe care el îi aduce. Ceea ce vă dați seama că este o afectare gravă a dreptului meu de a-mi exercita profesia corespunzător. Și asta răspunde și celor care, că nu uit chestia asta, oameni buni, acum 2 luni de zile am fost ținta unei campanii de denigrare foarte agresive, dacă țineți minte. Nu-l mai susțineți pe Mălin Bot, susțineți Recorder, că Recorder face reportaje de calitate și Mălin Bot nu face. Și a fost o campanie foarte incorrectă, profund injustă la adresa mea, pentru că reporterii Recorder sunt lăsați peste tot să filmeze, inclusiv în apropierea lui Dragnea, lucru care mie nu mi-este permis, nu sunt amendați. Și mai mult decât atât, am aflat acum că echipa candidatei PSD Carmen Avram, a doua pe lista PSD-ului, echipa jurnalistică a ei, care a fost la Dan Voiculescu, infractorul Dan Voiculescu, este acum la Recorder. Asta mă frustrează și mai mult pentru acea campanie agresivă de denigrare a mea și de aceea am vrut să vă povestesc și această înfățișare de astăzi, absurdă cumva, vă dați seama, oameni buni, să trebuiască să te aperi pentru că ai fost amendat pentru o melodie pusă într-o boxă, fără să știi exact pentru ce melodie, fără să știi dacă melodia respectivă, că neștiind ce melodie, nu știi dacă e una pe care ai pus-o tu sau pe care a pus-o altcineva, fără ca jandarmeria să facă vreo verificare, să stabilească. Și dacă am pus-o eu, jandarmeria trebuia să mă întrebe înainte, tu ai pus acea melodie? Să-i întrebe pe toți cei prezenți. Pur și simplu, trăim în teatru absurdului, oameni buni. Trăim în teatru absurdului. Aștept să văd soluția pe care o va da judecătoria sectorului 5 și mergem mai departe. Am constatat un lucru interesant la o altă amendă pentru o situație similară de la Parlament. Când tot așa jandarmeria m-a amendat pentru o melodie, cu o zi înainte, 2 zile la rând mi-au dat aceeași amendă, jandarmeria nu s-a prezentat la instanță și cu toate astea instanța mi-a respins mie acțiunea. Foarte ciudat, foarte ciudat. Nici astăzi nu s-a prezentat jandarmeria, tot la judecătoria sectorului 5. O să văd motivarea doamnei judecător. Probabil că mi-a scăpat mie ceva în apărare. Tot așa acolo m-am apărat fără să văd probele video. Și am încredere că la Tribunalul București, pentru că au mai fost situații similare în care la judecătorie este un complet acolo care mi le respinge fără să-mi audieze martorii, fără nimic, dar le corectez la tribunal. Am încredere că o voi corecta și pe asta la tribunal. Oricum, situația e destul de bizară. Este absurd, oameni buni, să fie amendat pentru ceva, pentru niște cuvinte pe care tu nu le-ai pronunțat, să fie amendat pentru un act artistic care reprezintă un mesaj ca o lozincă la un protest. Adică tu când pui o melodie la un protest, este ca și cum strigi o lozincă, da? În Piața Victoriei, în 10 august, au strigat 250.000 de oameni, pui MSD. Păi ne-a dat jandarmeria 250.000 de amenzi. Înțelegeți? Deci o melodie este un mesaj pe care tu îl dai la un protest. Adică nu e ca și cum, vă repet, acea amendă este concepută, acel articol de lege este creat pentru situația asta în care unul e violent, e agresiv, e mor de beat, merge pe stradă, înjură și deranjează oamenii. Dar în niciun caz pentru mesaje pe care le dai la un protest. Și cu atât mai mult cu cât nu știi clar pentru ce melodie
și nu-i făcută nicio verificare ca să stabilească că tu ai pus melodie, oameni buni. Ca să înțelegeți cu ce aberații mă pot confrunta în această luptă totală halucinantă, siderantă cu jandarmeria, care s-a transformat efectiv într-o mașinărie de comis abuzuri pentru infractorul șef al PSD, Liviu Nicolae Dragnea.